La finala campionatului național de judo rezervat juniorilor sub 15 ani au participat 326 de copii de la 71 de cluburi din țară, printre concurenți aflându-se și judocanul muștelean Andy Craioveanu, alături de antrenorul său sensei Lucian Duță. Până în finală, Andy a avut de trecut de coroilean Cristea de la CSM Arad, Bogdan Drâmbă de la LPS Focșani și Iulian Ignai de la CSS Someș Sibiu. În ultimul act al competiției, muștelanul a trebuit să se recunoască învins de Laris Borș de la LPS Focșani.